ei? Tu, da. Și de fapt cred că te voi lăsa să te prezinți singură. Cum te numești? Irina Bataragă. Și ce vei cânta? Eu voi cânta Rebela. Cine ți-a compus melodia? Asta nu prea știu. Aha. Hai să încercăm așa. Încercăm cu prima literă. Începe cu R, numele lui de familie. Nu e Romeo. Romeo, Romeo. Bine. Vei fi rebelă, iar noi o vom lăsa pe partenera mea de prezentare să aibă grijă de compozitorul și textierul tău. Tul Marius Radmanesten. Rădmăneștean. Din nou! Marius Rădmăneștean. Rădmăneștean. Din nou! Rădmăneștean. Aplauze! Ce vreau și asta vine, știu ce pot și ce doresc. Tot e simplu pentru mine și îmi place să gândesc. La școala mea sunt cea mai tare, asta fiindcă am curaj. Nu cred în nota la purtare, toată treaba e un șantaj. E clar, așa sunt eu, rebelă-n felul meu. Asta-i firea mea și nu mă pot schimba. E clar, așa sunt eu, mă voi distra mereu. Nu-mi cer să fiu altfel, eu am un singur fel. Pistolă, muzica e lumea mea. Nu e un vis, e locul ideal. E fala, pistolă, asta este viața mea. Nu e o glumă, totul e real. Foarte studioasă, dar de mate am uitat. Muzica e mai frumoasă și divin m-a fermecat. Multe mea merg la concerte și ajung în primul rând. Nu mă tem de incidente și-mi spun mereu râzând. E clar, așa sunt eu, rebelă-n felul meu. Asta-i firea mea și nu mă pot schimba. E clar, așa sunt eu, mă voi distra mereu. Nu cer să fiu altfel, eu am un singur fel. Pistolă, muzica e lumea mea. Nu e un vis, e locul ideal. Resfala, pistolă, asta este viața mea. Nu e o glumă, totul e Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Și am avut un parte de un mic accident, o domnișoară, concurenta cu numărul 2,